Va fi nebunie la Arad. În doar o oră și jumătate s-au epuizat biletele pentru meciul cu FCSB. Toate cele 6.000 de bilete s-au dat în timp record la UTA FCSB, iar fanii din Arad sunt rugați să vină îmbrăcați în roșu. La Arad, veteranii de la UTA și Poli s-au duelat într-un amical caritabil, terminat 4-4. S-au strâns bani pentru fostul jucător de la UTA, Hidișan. La 39 de ani, el a fost diagnosticat cu o formă galopantă de cancer la stomac. Chiricheș, Ianis Hagi, Pușcaș și Răzvan Marin au sărit în ajutorul lui Hidișan și au scos tricourile lor la licitație. Ne-am adus aminte o fază. Eu știu care caracter, știu că a reușit să nu iasă la o schimbare când a vrut să-l scoată antrenorul de pe teren. I-aș dori și acum să nu accepte schimbarea, să reușească să fie puternic, să treacă peste acest moment greu. Eu am venit de la Baia Mare, alți băieți au venit din alte părți. Ne strângem pentru astfel de cazuri totdeauna. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.